pubblicata in letteratura di Palazzo Reale 707 pagine, preorta aperta della messa, si parla faccio sulla torre di esercizio dell'immaginazione, da papera, nuova, sta sensibile, ci parla l'anno, volumo, geografia letteraria a Romagnè, da Cavanato, che ha piattanato con mamma e figlia, ha 707 pagine, e di cui si va a salvare geografia letteraria a Moldova, una creatività della Reuca, una molta civilizzazione, se pesci in fantasia, salvare letteratura, geografia letteraria a Montaigne, o il Tegna a Cibosio, perché per fiecare letteratura, geografia letteraria a Ardalumi, a Transilvani, un pezzo. Ma da Zama, c'è carta ma chi geografia rispettiva, perché non poteva zine bine în mâini și cred că va trebui să facem economii bănești de pe acum ca să putem să o achiziționăm. Dacă n-aș dori ceva din tot sufletul este să fim în formula aceasta sau și alții sănătoși și voioși peste un an, doi și să lansăm aici monumentala geografie literară a României. Unul dintre cuvintele favorite ale lui Cornel Burean, de obicei când le lansează, iată, e lansat de data asta și în apă, care de foarte multe ori mă calcă pe toate terminațiile nervoase, pentru că e spus prea des, este neobișnuit. Așa-i? Așa-i. De data asta pot să spun și eu că este ceva neobișnuit ce se întâmplă, totul este neobișnuit, de la faptul că lansăm o carte cu adevărat ieșită din comun, până la faptul că alături de noi e un gest de gratitudine pe care îl fac, se află primarul Timișoarei, care ne-a fost alături nu de puține ori la evenimentele literare. Faptul că lansăm o carte neobișnuită într-un spațiu neobișnuit, într-o frumusețe extraordinară, într-o piață cu adevărat neobișnuită, spune și el ceva, dar cel mai neobișnuit personaj de toți cei care suntem aici în sală e Cornel Burean și o să spun la sfârșit de ce cred și cu ce lucru acesta și de ce asemănă. În vârsta maturității adânci, e vârsta marilor sinteze, lucrurile au fost extrem de paste pentru spațiul nostru cultural în ultimii 2-3 ani, au apărut cărți într-adevăr, cum spuneam, mici, memorabile, se referă la o altă carte. În ce sens? În sensul în care dacă o scap din greșeală cu un picior sau altul, o să țin minte foarte multe vreme, atât sunt de grele la propriu, dar și la figurat. Au apărut volume masive, unul coordonat de Victor Neumann, gazda noastră, un volum pentru prima dată de istorie a Banatului până în 1918, care a reunit aceeași masă pentru prima dată în această formulă istorici români, maghiari, germani și sârbi. Este o performanță care spune multe despre spiritul acestui loc. Spirit de civilitate pe care nu o dau pentru nicio creativitate excepționalismă, individuală, a marilor regiuni istorice și culturale ale României. E punctul meu de vedere. A apărut la editura Academiei un volum masiv despre care, sigur, se pot aduce completări, se pot face observații ca orice un volum masiv, o enciclopedie literară a Banatului. Și iată, acum, o carte sinteză complet atipică, atâta vreme cât în cultura română au apărut istorii după istorii, istorii după istorii. De data aceasta avem o geografie. Pentru cei care cunosc opera, lucrurile nu sunt chiar foarte noi. Notate lucrurile spuse în carte nu sunt, asta nu se spune, nu sunt neapărat foarte noi. O parte dintre ele au apărut în volumele de dimensiuni mai mici, care fac parte și anticipează geografia literară a României, în volumul Micro Europa a periferiilor, de mare succes,
În volumele care au făcut senzație, apărute la edituri mai puțin circulate, inclusiv cel dedicat lui Petru Oance. Deci lucrurile mare îmi erau cunoscute și totuși, când le-am văzut așezate între două operete și am citit mai ales partea de introducere, totul s-a limpezit într-un mod, a zice, chiar neobișnuit, pentru că mi se părea că sunt lucruri cunoscute și totuși puse în această lumină, în această trecere prin timp a literaturii scrise în Banat, s-a dovedit absolut iluminantă ca să promovez levelul Timișoarei culturală. O cameră ia de sus, de tot, de mult, de chiar de la graniță, de la cenă. O idee excepțională care, evident, e validată de istorie, de istoria culturii locului, de istoria religioasă și, în ultimul rând, de istoria literaturii. De la acea figură absolut celebră, care s-ar putea să devină și personaj de roman, cine știe, sau de film, martirizat pe muntele din Buda, care îi poartă numele Gheare, este Sfântul Gerardus, Gerhard, italian la origine și autorul unor texte cu specific religios, de o cultură și de o frumusețe extraordinară. De acolo începe, de la această graniță a unui Banat pe care încetul de citează. Ce ar fi putut să mai intre, după gustul meu, pe firul acestor trasee, în care ar urma cu mici investiții toate acoperite istorii, ar urma perioada turcească și 164-165 de ani de ocupație romană cu o literatură absolut fabuloasă de în limba turcă, pe care specialiști originari deloc întâmplător, tot din Timișoara, sorții Tereșană, special Cristina, că e turcologă, au scos-o la iveală. Sunt volume întregi traduse de mari turcologi români, din păcate, dispăruți, cronici turcești. Să vedeți câte cronici, câte poeme, câte epopei sunt dedicate Timișoarei și ținuturilor din urmă ei în 1552, când e cucerită, până în 1716-18, când cu se retrag. Ce-ar fi putut intra și ar fi avut satisfacție și Victor Neumann în Binarea Literatură-Artă, o carte chiar neobișnuită, apărută în anii 80, cu un titlu de rutar cât nu cuprinde, e o raritate bibliofilă, pentru că a apărut într-un tiraj foarte mic la cartea românească. Se cheamă Țările Române în secolul al XIV-lea, nici poveste. Este un tratat de strategie militară despre arta militară și mașinile de război, o carte de vreo 800 de pagini, pe care a descoperit-o la Paris, în Biblioteca Națională, la Vatican, Codex Latinus Parisinus, a descoperit-o Ioan Dumitriu Slagov. Se pare că autorul acestei cărți absolut alucinate, care e un amestec de text în latină și imagine grafică, desen. Este un autor despre care Petru Preția spunea că e un caz de piromanie, deci un caz de patologic de cele mai spectaculoase, din zona Duccio, Paulus Antinus Ducensis, și că această carte ar fi fost scrisă la Timișoara și cetatea de pe care el o imagina asediată sau gata să se apere, nu era atât decât cetatea Timișoara. Deci acolo ar fi putut intra și imagine și text. Tot ce descoperă Cornel pe acest traseu în capitolul introductiv ne aduce până astăzi, după care urmează 14 capitole extrem de abil, aș spune, abil intitulate, cât să facă parte mulțumitoare fiecăruia și fiecărora, cu un interval, un interstițiu fără care n-are
absolut superbă, în care intră și multă autobiografie. Cu multă autobiografie intră și în partea de introducere. Cornel Ungureanu, despre care actorul genealogie de familie spune că de fapt veniți din Oltenia, dacă nu mă înșel, după cum i-a pasat locul nașterii tale în Ciclopa Montană. Am zis, am opinat. Rememorarea întâlnirii cu personaje care au populat copilăria, cu locuri care au populat copilăria și adolescența și care se vor regăsi în partea finală în interviurile realizate cu Robert și cu mine. Acest spirit de echipă despre care vorbea Mircea, pe care l-am trăit pe piele proprie, având de învățat enorm de multe lucruri, încă din anii 70, când am devenit colega lui Cornel Ungureanu, felul în care am construit împreună o fundație împreună cu Mircea Mihăiești, în care am construit un proiect inspirat tot de ideile lui Cornel Ungureanu, care urmărește acest pilon central european, nu izolat, nu cu enfază, ci în conexiunile lui creative cu celelalte zone răsăritene, de materialitate. A făcut această experiență a lucrurilor inetive, a unei generozități ieșite din comun, a unui spirit extrem, extrem de viu. Nu repet niciun cuvânt din cele pe care le-am scris pe contra copertă și închei implorându-te să ai umor, este geografie. El este așadar un fel de cartograf, echipat, cum am scris, cu o erudiție extraordinară, cu un talent de prozator autentic, cu imaginație. Și ne îndreaptă spre un terun fabulos. Și venim spre superba sală, pentru lansare, am gândit cu cine Dumnezeu l-aș putea compara pe Cornel Ungureanu ca personaj neobișnuit, într-adevăr neobișnuit și paradoxal. Și mi-am adus aminte de o lectură, cred că dragă tuturor din adolescență, sau mă rog, dragă generației mele, copiii capitanului Grant. Și m-am gândit că dragul nostru Cornel Ungureanu este pentru mine, cel puțin, și pentru mulți dintre noi. O spun cu tot dragul și sper să ai tot umorul de pe pământ în acest moment. Un fel de Paganel, care e, într-adevăr, un geograf, plin de fantezie și de imprevizibil și ușor căpăut, așa, dar care se alătură copiilor și pornește împreună cu ei spre țintă. Spre ținta care e capitanul Grant. Și în același timp, asta e paradoxul. Cornel Ungureanu este, în același timp, profesorul Paganel și capitanul Grant. Și o să întrebați și noi cine suntem. Noi suntem copiii lui, îmbarcați. O corabie care ne duce, aveți seriozitate, inteligență, enciclopedism și mai ales imaginație de creator autentic, de creator autentic, nu doar civilizat, spre care ne duce Cornel Ungureanu. Felicitări din suflet! Mulțumesc foarte mult! Singurul lucru important pe care vreau să-l citesc e faptul că la întâlnirile noastre de vineri, de la Filiala Scriitorilor, am spus, dragii mei, fără superlative, aici adevărurile vin fără ajutorul superlativelor. Una la mână și numărul doi, fără aplauze. Cum să vă spun?